La, păi da, domnul Stase, da. Numele dumneavoastră a fost implicat în niște scandaluri grandioase. Da. Bechtel, EADS, Sidex, Alro, deci vorbim de cai mari. Și vorba lui Dan Bidman, vine o zi și apar urmăririle penale. Termopane, v-a dat Irina Jeanu geamuri la casă și mai nou ați dormit cu capul pe umărul lui Boierică la o vânătoare. Și a murțit mâna. I-a murțit mâna și mi-a plăcut că v-ați întâlnit... Exact asta cu cererea și oferta. Era un grup folcloric acolo. Ei erau cam fani Dolănescu sau împrieteni și după aia s-au împrietenit cu dumneavoastră. Mie mi-a zis Dan Andronică, dumneavoastră sunteți fan Wagner. Dar oricum este ridicol. Deci vrei absolut să dărâmi un om? Sigur că o să mi se replice că și pe Al Capone l-au ras pe o mică evaziune fiscală și așa mai departe. Și așa vă iau și pe dumneavoastră. Dar dom'le, când urli și că ai probe și țepele dând fața Palatului Victoria care urmau să fie pregătit. Nu știu dacă, mie îmi pare rău de un singur lucru. Jaful de la Rafo. Haideți că vi le mai spun că întâmplător am trecut și eu prin guvernul ăla pe care l-ați condus dumneavoastră și știu ce ni se reproșa. E adevărat. Și până la urmă ce rămâne? Dar credeți că oamenii în final nu realizează acest lucru? Rămâne că v-a trimis la pitici de grădină și capace de veceu și nu mai știu ce din China. Nu rămâne, domnul Ciudacu, că se duc lucrurile astea. Și a făcut Melinescu o lucrare cu Boierică. Se fac de râs cei care au participat la acțiunea asta. Și eu, însă, în orice caz, nu mă încarc cu aceste lucruri. Și probabil că mulți se întreabă cum am rezistat. Au fost mii de articole de presă comandate, le știți foarte bine, știți mecanismul. Am trecut prin ele, au fost... De-aia m-am opus, domnul Năstase, la tot varul ăla, că îmi place să gândesc cu capul meu. Bun, Nici eu nu crăpam de mare dragoste la adresa dumneavoastră. Bun, am făcut multe greșeli fără îndoială. Știu și eu, pe unele le-am recunoscut, pe altele nu le-am recunoscut, dar sigur că au fost foarte multe.